Am revenit și vă spun sincer și direct. Mie melodia mi se pare emoționantă, la fel și povestea, pe cât de tristă, pe atât de adevărată în anumite cazuri. Știrea este că Amna și George Hora colaborează pentru prima oară. Piesa vorbește despre pierderea încrederii în partener și despre cum trădarea distruge tot ceea ce iubirea construiește de-a lungul anilor. Ascultăm și noi un fragment și vă faceți și voi o părere. Revenim apoi cu Amna și George Hora în direct. Îți trimitea poze fără să știi că o să le văd și eu într-o zi. Sau nu te-ai gândit că o să ajungem atât de departe cu noi? S-a dărâmat tot ce-am construit, am pierdut încrederea. Oglinda mea crăpată, te văd în ea, dar nu te văd întreagă niciodată. Încrederea, oglinda. Amna și George, chiar acum, în direct, alături de noi. Dragilor, bine ați venit! Mă bucur tare mult că sunteți alături de noi la doar o zi de la lansarea acestei piese. Ce faceți? Bine, vă pupăm! Vă pupăm, bine v-am găsit, Olivia! Cum sunteți? Suntem reacțiile fanilor sunt foarte, foarte bune. Am văzut peste 260.000 de vizualizări pe YouTube. Exact, suntem deja pe 22 în trending. Peste 270.000, oamenii ne dau mesaje în continuu, suntem foarte fericiți că rezonează cu piesa și înțeleg un mesaj care poate uneori fi chiar dual, adică încrederea în cineva sau încrederea în sine. Uite, apropo de asta, vreau să știu cum a luat naștere această piesă. Este foarte important să-mi spuneți dacă este și un pic de experiență personală în această piesă, în aceste versuri. Cred că, da, cu siguranță, nu? Am mers la George în studio să vedem ce se întâmplă pe la el prin calculator și când am dat de piesa încrederea, nu era în plan să fie a mea, bineînțeles, să fie cu mine, am început să plâng așa, foarte tare și am știut din momentul acela că trebuie să fim împreună pe această piesă. Și mulțumesc lui George pentru încredere. Cu mare drag. Vreau să vă întreb ce v-au scris fanii, ce spun ei? Oamenii se regăsesc foarte, foarte bine în mesajele astea personale și detalii de relații, probleme, cum să vă spun, efectiv sunt atât de emoționante mesajele încât îți dai seama că de fapt totul se rezumă la asta. E cel mai important că am putut să-i atingem prin muzică sinceră. Mi-au scris mie personal foarte multe femei. Unele spun că opresc mașina în trafic și că plâng în hohote. Majoritatea îmi scriu, nu-mi vine să cred, asta e povestea mea și voi o cântați. Adică e incredibil ce se petrece. Și ne dăm seama totodată câtă lume suferă. Știi, în primul rând, piesa îți transmite o stare de tristețe, poate, de melancolie. Voi cum vă simțiți atunci când o cântați? Asta este o întrebare ușoară, dar grea. Ne simțim destul de tensionați pentru că încercăm să nu ducem până la capăt emoțiile și să interpretăm 80%, pentru că dacă o facem 100%, s-ar plângem. Putea să plângem. Sau și noi, ok. Ne emoționăm, dar încercăm să transmitem aia contează cel mai mult și văd că, până la urmă, se întâmplă asta. Vreau să-mi povestiți puțin și despre videoclip, pentru că n-aș vrea să-l neglijăm. Arată foarte bine videoclipul. Aici o să-l las pe George să vorbească, da. Pentru că e o mare parte din meritul lui. Am făcut conceptul împreună cu Silviu Mândroc pe regie. Am făcut tot un regim propriu, un videoclip gândit între noi și făcut între noi și special gândit cumva în antiteză, fiind fiecare puși în poziția asta de lumină, darkness, întuneric al meu. Și pur și simplu am mers pe conceptul foarte simplu de a lăsa și vizualul să aibă emoție, nu să avem neapărat o poveste, să fie totul pe trăire și dacă cumva cineva vede videoclipul, vede clipul fără muzică, să poată să simtă tot la fel ca și cum ar asculta piesa. L-am lucrat noi, l-am editat săptămâna trecută și chiar sunt foarte mulțumiți. Vreau să știu, este prima voastră colaborare.
ce, cum așa v-ați e. Înțeles? Cum s-au întâmplat lucrurile? Imaginați-vă că eu și George suntem născuți la o zi diferență. Și e foarte ușor să ne înțelegem. Adică e o mare chimie între noi, în primul rând, profesional vorbind. Și nu trebuie să discutăm prea mult, că știm exact. Ne plac aceleași lucruri, e totul în regulă. Deși e foarte ciudat, deci, că da, suntem doi berbeci. Doi berbeci care chiar se înțeleg foarte, foarte bine. Și, na, ce să zic, nu știu, nu e ultima colaborare, vă promitem. Exact, da, asta voiam să vă întreb, dacă vă gândiți și la alte proiecte pe viitor. Clar, clar. Amna, tu ai mai făcut și alte colaborări și văd că îți merge bine în perioada asta, deși mulți ar putea plânge, nu este cazul tău. Tu parcă ai înflorit. Serios, mă bucur că așa, așa se vede și din afară, dar mă simt foarte bine, îi mulțumesc Dumnezeu pentru tot. M-am înarmat cu multă putere de muncă și mi-am dat seama că asta este perioada în care trebuie efectiv să trag cel mai tare, pentru că după această pandemie vom vedea rezultatele, de fapt. Eu mai am cumva o variantă, lumea trebuie să-i spună Amna Titirez. Titirez! Nu este totdeauna Sandro. Într-o agitație pozitivă și pozitivă, cumva da, face în jurul ei ca lucrurile să se întâmple mai repede, ceea ce e foarte bine și ajută pe toată lumea să merge mai departe cu pozitivismul ei. Mulțumesc din suflet, George. Da. Iar energia asta, Amna, cred că ți-o concentrezi foarte mult și pentru cei dragi, pentru copil, pentru familia ta. Da. Cum, da, cum este da, perioada da, asta? Da. Povestește-mi puțin de cel mic. Este o perioadă... Da. David, perioada asta este foarte ok pentru mine, mă simt foarte bine, sunt într-o casă nouă, mă distrez cu David seara, este foarte, foarte frumos tot ce se petrece. Mă bucur tare mult să aud lucrurile astea de la voi. Vreau să știu singuri, pe fiecare palierul lui, cum ar veni, alte proiecte, aveți ceva în plan să îmi mărturisiți acum ca să știu când ne mai vedem următoarea dată? Păi, clar... Vom continua și colaborarea noastră pe alte piese pe viitor. Da. Sunt sigur că Amna acum deja pregătește și piesele ei solo. Tu știi ce pregătesc în decembrie. Da, și eu am destul de multe piese solo în lucru. Pe lângă proiectul personal, merge foarte bine proiectul de club, care acum cumva este doar pe online, pe tot ce înseamnă Dirty Nano. Hai să spunem exact, Dirty Nano. Da, da, Dirty Nano. Funcționează foarte bine și remixurile merg foarte bine și pregătim, abia așteptăm să se dea drumul la tot ce înseamnă evenimente, ca din nou lumea să se bucure de noi în concert. Dragilor, vă iar mulțumesc. Eu, în decembrie... Spune-mi. Ok, în decembrie o să lansez o piesă foarte frumoasă alături de băiețelul meu. Oh, ce frumos! Abia așteptăm. Asta voiam să vă spun, că se anunță o lună plină, luna cadourilor, așa că ne vom mai revedea cu siguranță aici la Observator. Vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de mine și vă țin pumnii. Piesa este superbă și felicitări încă o dată. Mulțumim frumos, vă pupăm tare de tot. Mulțumim, acum trebuie să mergem mai departe. Andreea?